Luna martie s-a dovedit a fi până acum cea mai încărcată la centrul de transfuzie Arad. Aproape 1000 de arădeni au trecut pragul centrului de transfuzii pentru a dona sânge. În medie, pe lună, cam 1000 de arădeni trec pragul centrului de transfuzii din Arad. Dintre aceștia, 600 se pot numi donatori fidelizați. Aceștia au vârste cuprinse între 21 și 30 de ani. Sunt peste 600 de donatori fidelizați care se prezintă trimestrial la centrul de transfuzii pentru a dona sânge. Sunt acei arădeni care și-au făcut un obicei sănătos în a se prezenta la centru, unde donează sânge cu regularitate. Au vârste cuprinse între 21 și 30 de ani și sunt cei care susțin cantitatea cea mai mare din stocul de sânge, atât de necesar semenilor. Eu donez de 3 ani de zile. Ce m-a determinat? Nu știu. Consider că e un lucru bun, e benefic. La nivelul județului Arad, 2900 de arădeni au donat sânge în primul trimestru al acestui an. Un număr impresionant, dar poate totodată prea mic în raport cu necesarul de sânge din spitalele din Arad. După perioada zilelor libere, să spunem că avem un deficit pe grupele A pozitiv și zero pozitiv. Dintr-un motiv anume sau? Consumul pe spitale a mai crescut pe aceste grupe și, în general, consumul de sânge pe spitale a crescut, nu numai pe aceste grupe, dar în acest moment acesta este deficitul. Cei mai mulți dintre ei au vârste cuprinse între 21 și 30 de ani, urmați de categoria 31-40 de ani. 600 dintre cei 2900 pot fi considerați donatorii de bază, cei care periodic se prezintă la centrul de transfuzii pentru recoltare. Sunt urmați apoi de cei ocazionali care cel mai probabil fac acest lucru pentru a primi tichetele pentru alimente și analize gratuite. Există și donatori noi, puțin la număr însă, comparativ cu numărul populației din județ, 100 din peste 400.000 de persoane. Ei trebuie să știe, în primul rând, că să fie persoane sănătoase, să nu aibă anumite boli care sunt contraindicate la donare și să vină în special regulat la donare, cu o anumită regularitate care își o fixează ei, care să nu fie contraindicată perioada intervalului admis la donare, dar pe ei ne bazăm. În medie, centrul de transfuzii din Arad primește zilnic sângele de la 50-60 de persoane. Pot dona sânge cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani. Greutatea corporală minimă a donatorului trebuie să fie de 50 de kilograme. Donatorul trebuie să nu prezinte afecțiuni de genul bol de piele, sechele pulmonare, operație de ulcer. Intervalul de timp între două donări de sânge nu poate fi mai mic de 60 de zile.